vacanței. Cel puțin mulți dintre noi, atât profesori și elevi, avem o vacanță bine meritată în care să ne gândim puțin la noi, dar totodată și la anul care va veni. Anul acesta a fost un an pentru clasele 5-8, plin de reușite, clasa 8-a s-a pregătit deja pentru un examen. Sunt convinsă că vor fi tot colegii noștri în anul care va veni, atunci elevii în clasa 9-a, iar clasa 7-a a preluat deja cheia reușitei, spunem noi, cheia succesului. Am început printr-un dialog anul școlar și de aceea aș vrea să îl continuăm, dar să zicem în sens invers, o să încep cu clasa 7-a, chemând în față prima echipă internațională pe care o avem la nivel de gimnaziu. Sunt copii care au premiul întâi la concursul NASA, îi felicităm și totodată am vrea să aflăm câteva scurte impresii din călătoria lor peste ocean. Este vorba despre Daria Necșoi, Andrei Piri, Irina Popa și Luca Măginan. În primul și în primul rând, felicitări copii. Acum plimbă, după cum vedeți, microfonul de la unul la altul, dar să știți că ei au avut o intervenție internațională de excepție, unde în fața unui auditoriu format din adulți au știut să-și prezinte impecabil lucrarea lor de cercetare. Iar Luca, după cum îl vedeți, a fost mascota deplasării. În consecință, o să o rog pe Daria să ne spună câteva cuvinte. Foarte scurt, sunteți niște învingători. Da, bună ziua! A fost o experiență care de la început a fost plină de emoție, pentru că a fost o călătorie în care am pus foarte mult efort. Am avut o oarecare experiență din clasa 6-a și în clasa 7-a am decis să punem și mai mult efort pentru a ajunge să ne prezentăm propriul proiect. Astfel că atunci când am ajuns să ne prezentăm proiectul în fața lui, am fost foarte mândri să ne arătăm reușita. Da. Se uită de jur împrejur, nimeni nu ajută, toată lumea se uită glonț înspre dumneavoastră, încântați fiind de ei. Aș vrea să vă mulțumim în primul rând că ne-ați reprezentat. Este mare lucru să începem o muncă de cercetare în acest fel. Felicitări copiii, au fost exemplar, un comportament extraordinar. Felicităm familiile. Mulțumesc! Clasa 6. În clasa 6 avem tot o premieră, să știți, la nivelul gimnaziului. Și anume, aș dori să-l invit pe domnul Iancheș, care a reprezentat școala noastră în concursul de astronomie și astrofizică. Este prima dată când răzbim la nivelul gimnaziului de an buni. Felicităm copilul și profesorul clasei, doamna profesoară Balaban. Ei nu știau că vor fi chemați în față, vreau să-i vedeți așa cum sunt ei. Mă întreabă eu ce să zic. Spune doar cum a fost experiența ta la o națională pe care n-ai așteptat-o. A fost drăguț. Nu știu, interesant. Interesant. Și ai de gând să recidivezi, mă gândesc, nu? Da. Este pe poziție. Deci, la juniori a fost singur. Un punctaj foarte mare. Felicitări. Are medalie de bronz. Deci, o mare reușită. Clasa 5-a. Pe voi v-am întrebat ce așteptări aveți voi de la această școală. Între timp ne-am cunoscut, am văzut cum știți să dezbateți, deja știți să căutați cine plagiază și cine nu, sunteți foarte vehemenți. Mă gândeam că poate cineva să ne spună cum anume a decurs acest an pentru el. Te rog. Sunt foarte fricoși. Nu vrei? Ba da,
Să știți că de regulă este foarte combativ, știe să găsească calitățile, spunem așa, nu? Calitățile colegilor, dar defectele, bine de tot, așa-i? Cum a fost clasa 5-a pentru tine? Liniștit. A fost interesantă și a fost o experiență nouă, pentru că nu eram obișnuiți cu atâția profesori și a fost mai greu, dar a fost bine până la urmă. Deci, într-adevăr, chit că suntem foarte mulți și asuprim foarte mult copiii, se pare că totuși până la urmă ne acceptă. Cum ziua de astăzi este o zi a valorilor și toți acești copii sunt foarte, foarte valoroși, să știți că ierarhiile sunt absolut întâmplătoare, absolut întâmplătoare. Sunt determinate de muncă, dar o muncă pe care fiecare poate să o depună în anul care va urma. Pot fi alte ierarhii, alte premii, alte valorizări, deci orice proiect este deschis pentru oricine. Dau cuvântul diriginților, o să o invit pe doamna profesoară Canu, dirigintele clasei a 5-a. Mulțumesc! Doresc să felicit pe toți elevii clasei a 5-a pentru tot efortul depus, pentru toată deschiderea de care au dat dovadă, pentru implicarea în toate activitățile acestei școli și curajul cu care au pășit și au reușit să răzbească printre noi, printre profesori, printre colegilor cei mari. Rezultatele lor sunt foarte frumoase, cu medii foarte mari și munca lor este încununată de succes. Voi citi premianții acestei clase. Premiul întâi, cu media 10, Iulia Bera. Felicitări! Așezați acolo. Tot premiul întâi, cu media 10, Duța Alexandru. Felicitări! Mulțumesc! Premiul întâi, media 10, Duță Olivia. Mulțumesc. Premiul întâi, media 10, Feciorul Alexandra. Felicitări, Alexandra. Trecem la premiul al doilea. Premiul al doilea, Alexa Pop Maria, media 9,94. Felicitări, Maria! Tot premiul al doilea, tot media 9,94, Zamfira Delina. Felicitări! Premiul al treilea, Miron Rebecca, media 9,88. Aceeași medie, 9,88, premiul al treilea, Oros Victor. Felicitări! Premiul al treilea, 9,88, Preda David. Felicitări, David! Mulțumesc! Mențiuni. Mențiuni, Badea Marina, am să-i citesc și o să-i chem în față, Briana. Mulțumesc, felicitări. Felicitări. Brătucu Victor. Felicitări. Felicitări. Nan Cristian Matias. Mergeți mai în dreapta. Nicu Daria, Maria,
Felicitări, Daria. Petcu Crina Ariana. Vino aici. Felicitări. Fiulop Carina. Felicitări. Gârleanu Daria Maria. Felicitări. Husar Dora Maria. Felicitări. Zarafu Radu Andrei. Felicitări, Radu. Chiper Tudor. Felicitări. Mărcean Dimitrie Radu. Felicitări, mulțumesc, felicitări. Frâncu Andrei. Felicitări. Țărmure Mihai Călin. Felicitări. Vasilache Ștefan. Felicitări. Cazan Tudor Ștefan. Felicitări. Felicitări tuturor elevilor clasei a 5-a și le doresc o vacanță minunată. Felicităm. Felicităm clasa a 5-a, le mulțumim mult de tot. O să o invit pe doamna profesoară Borda Constanța, diriginte clasa a 6-a. Bună ziua! Doresc să încep prin a felicita toți membrii clasei a 6-a pentru anul acesta, pentru întreaga activitate, pentru rezultatele la învățătură, dar și pentru implicarea în activități în comunitate. Felicitări tuturor! Premiile clasei a 6-a sunt următoarele. Premiul întâi, cu media 10, Panti Ștefania. Felicitări! Premiul 2, cu media 9,95, 4 elevi, Alexa Pop Cristina, Bășa Ana Maria, Iankiș David și Leonte Amira. Felicitări! Premiul 3, cu media 9,89, Ciobanu Otilia, Gheorghe Andrei, Iova Vlad, Pescaru Ilinca. Felicitări! Mențiuni. Bustan Alexandru. Milia Ania.
Cârmaciu Mara, Florea Mara Teodora, Bărbătei Andrei, Comăniciu Mihai, felicitări Mihai, Bodi Albert, felicitări, Bonciu Tudor, Cândea Andreea, felicitări Andreea, și Țurcanu Iancu. Felicitări. Felicitări tuturor și vacanță plăcută. O să o invit pe doamna profesoară Andreea Bel, dirigintă clasa a șaptea. Mulțumesc! Mulțumesc! Să fii elev în clasa a șaptea la Șaguna nu e ușor, dar voi, dragilor, ați dat dovadă de perseverență, tenacitate, motivație și ați avut atâtea realizări și reușite în acest an școlar. Felicitări! Înainte să vă înmânez diplomele, premiile, aș vrea să spun faptul că toți cei 33 de elevi ai clasei, da, suntem mulți, cea mai numeroasă clasă din gimnaziu, ați obținut medii de peste 9,35. Felicitări tuturor! Și, în primul rând, aș vrea să-i chem în față pe trei dintre voi care ați participat la prima ediție a festivalului Șaguna Fest anul trecut pentru a vă înmâna diplomele. Matei Mureșan, Daria Necșoi și Irina Popa. Felicitări! Mulțumim, felicitări, Șaguna Fest! Să trecem la premiere. În acest an școlar, trei elevi au obținut media 10, așadar premiul întâi. Ilinca Lihaci, Maria Neacșu și Irina Popa. Felicitări! Premiul al doilea, cu media 9,95, tot trei elevi, Matei Donosă, Daria Necșoi și Lizica Sândulescu. Felicitări! Felicitări! Iar premiul al treilea, cu media 9,90, Vlad Oniciuc și Ștefan Țânț. Felicitări, mulțumesc. Felicitări, mulțumesc. Mențiunile, am să invit pe colegii voștri în față să aveți un pic de răbdare, sunt foarte mulți. Matei Kiper, Vlad Ciurea,
Felicitări. Timea Lazar. Felicitări. Andrei Pirin. Felicitări. Antonia Suroiu. Felicitări. Eric Gödri Mihai. Felicitări. Sofia Ghiță. Vlad Mărginean. Felicitări. Mulțumesc. Radu Ștefancu. Carina Genu. Mulțumesc, Radu, felicitări. Alexandra Ilieș. Andrei Iova. Felicitări, Alexandra. Sofia Letca. Felicitări. Rareș Muntenescu, care sper că ne urmărește online. Sara Enache. Felicitări. Toma Ionescu. Și Flavia Lesenciuc. Felicitări tuturor și vacanță frumoasă. Mulțumesc, Toma. Mulțumim clasei a șaptea. În continuare sunt onorată să evidențiez faptul că în școala aceasta sunt mulți elevi care participă la cercuri de performanță, cum este și cercul organizat de IMAG, Hai la Olimpiadă, unde elevii noștri se disting prin premii deosebite. Mai precis, premiul întâi se acordă de către Societatea de Științe Matematice elevului Preda David Cezar din clasa 5-a. Premiul 2, rămâi te rog în față, da? Și mergi la dreapta. Deci, premiul 2 se acordă elevei Bera Iulia din clasa 5-a. Premiul al doilea, elevei Duță Olivia Georgiana din clasa 5-a. Tot premiul 2, Zarafu Radu Andrei, clasa 5-a. Premiul 3, elevul Ancan Vlad Matei, clasa 5-a. Premiul 3, elevul Duță Alexandru Nicolae, clasa 5-a. Mențiune, elevei Corneanu Ioana, clasa 5-a. Mențiune, elevului Vasilache Ștefan, clasa 5-a. Tot mențiune feciorul Alexandra, clasa 5-a. De asemenea, mențiune elevei Huminica Anastasia, clasa 7-a. Aveți în față niște copii care sâmbăta au dăruit-o matematicii. Merită felicitații.
Vă mulțumim! Cercul de informatică gimnazium, evidențiem elevii Pescaru Ilinca Mara, Ionescu Toma și Țânț Ștefan Maximilian. Rămâneți în față, mergeți la dreapta, că o să chemăm toți certificații. Clubul As Debate Gymnasium, Bărbătei Andrei, clasa 6-a, Bâșă Ana Maria, clasa 6-a, Cârmaciu Mara, clasa 6-a, sunt invitați în față, Cândea Andreea, clasa 6-a, Comaniciu Mihail, clasa 6-a, Gheorghe Andrei Nicolas, clasa 6-a, Leonte Amira, clasa 6-a, Milea Ania Ana, clasa 6-a, Panti Ștefania, clasa 6-a, Pescaru Mara, a 6-a, Sima Alexia, clasa 6-a, Lesenciuc Flavia, clasa 7-a și Lihaci Timea, clasa 7-a. Timea, certificatele, da? O să te rog să le împarți. Șah Gimnaziu, elevul Iankiș David, clasa 6-a. Echipa de badminton, Fülop Carina, clasa 5-a, Țurcanu Iancu, clasa 6-a. Minisatul Sfântul Andrei, Pescaru Ilinca, clasa 6-a. Concertino. După cum vedeți, doamna profesor Mureșan Andrada pornește din timp un drum, spunem noi, plin de glorie. De la concertino se ajunge la corul mare, corul care a fost și anul acesta premiat la nivel național. O felicităm pe doamna profesoară și de asemenea felicităm copiii. O să citesc elevii din corul concertino, îi rog să vină în față. Am vrut să-i avem pe toți ca să vedeți în față toți cei care au obținut certificate, ca să vedeți că șaguna nu înseamnă numai, să zicem, forma clasică a învățământului, ci înseamnă mult mai mult. Corul concertino, Gârlanu Daria Maria, clasa 5-a, Miron Rebecca Luize, a 5-a, Nicu Maria Daria Maria, clasa 5-a, Petcu Crina Ariana, clasa 5-a, Bâșă Ana Maria, a 6-a, Bodi Albert Cristian, a 6-a, Cândea Andreea, a 6-a, Pescaru Mara Elinca, a 6-a și din clasa 7-a următorii: Borician Neacșu Anastasia, Donosă Matei Cristian, Enache Sara Elena, Geneu Carina, Ioana Ghiță Sofia Maria, Gödri Mihai Eric Casian, Ilieșa Alexandra, Lazar Timea Andreea, Letcă Sofia, Mureșan Matei, Necșoi Daria și Popa Irina. Irina, o să te rog să... Irina. Mulțumesc. De asemenea, din partea Catedrei de Franceză, pentru Olimpiada de Limbi Romanice pentru cei mici, secțiunea Limba Franceză, din clasa a 5-a, premiul 2, a primit eleva Miron Rebecca Luize. Tot premiul 2, Oros Victor Andrei. Da, este o reușită.
sunt toți copii care s-au implicat în activități extrașcolare în mod exemplar. Vă felicităm din suflet! O să avem puțină răbdare să primească toți copiii certificatele, pentru ca să avem o amintire. Da. Mulțumesc mult! Vă mulțumim și pentru că anii de școală urmează, îi trăim din plin, o să ascultăm împreună corul colegiului care ne va aduce aminte tuturor de copilărie, adolescență și nu în ultimul rând faptul că această școală are un imn. Până în momentul în care ajunge doamna profesoară la balcon ca să poată dirija corul, rugămintea mea este elevii cu certificatele primite să ia loc în bănci.
Stimați părinți și dragi elevi, vă dorim vacanță frumoasă!